Familia Vărariu a cumpărat în 2006 un apartament prin credit ipotecar în Franci-Elvețieni. După ce au achitat jumătate din valoarea împrumutului, soția a rămas fără loc de muncă și nu au mai putut plăti ratele. Inițial am notificat banca la notar. Răspunsul băncii a fost clar că nu au ce să discute cu noi, deoarece nu e clauză din imprevizune și a trebuit să dăm în judecată. Situații cum ar fi concedirea de la locul de muncă și incapacitatea de a-ți mai desfășura activitatea pe care o făceai până atunci din cauza unor probleme medicale, să spunem, nu au fost considerate ca fiind probleme ce ar fi trebuit să ducă la admiterea unei notificări de dare în plată. Au invocat diferența de curs valutar și au câștigat în primă instanță. Însă în apel am pierdut. Judecătorul al doilea, spunând că diferența de curs valutar nu e clauză din previziune, e riscul nostru, de menționat că a luat 40.000 de euro în 2006, a plătit 23.000 de euro și acum are de plată 67.000 de euro. O paranteză importantă, valoarea apartamentului pe piață valorează maxim 40.000. Peste 8.500 de români au apelat la legea dării în plată, însă doar un sfert dintre aceștia au reușit să încheie o înțelegere amiabilă cu banca. Potrivit celor mai recente date, numărul notificărilor soluționate era de aproape 2.500, iar alte 6.000 sunt încă pe rolul instanțelor de judecată. Senatorul Daniel Zamfir vrea acum modificarea legii pe care a inițiat-o în 2016. În primul rând, darea în plată se va aplica în cazul în care valoarea imobilului ipotecat scade cu mai mult de 50%. De exemplu, un apartament cumpărat cu 70.000 de euro ar putea fi predat băncii dacă ar mai valora doar 35.000 de euro. O altă ipoteză este creșterea cu 20% a cursului valutei în care este luat creditul. De asemenea, dacă rata depășește 30% din venituri. Dacă depășește după un an, doi, rata creditului, dacă depășește acest grad inițial de îndatorare și este 80%, 90%, poate omul să mai trăiască, să ducă un trai decent cu 10% din venituri. O altă situație și nu neimportantă este cea în care debitorul a fost deja executat silit. Deci atâta timp cât e luat casa omului, nu mai există, contractul se încheie pur și simplu, nu mai ai nicio datorie către bancă, lucrul ăsta e foarte clar stabilit. În prezent, valoarea creditelor depășește 530 de milioane de euro. Dintre cele date în plată, aproape 7% sunt în lei, 46% în euro și 45% în franci elvețieni.